Paraclisul mănăstirii Giurgeni din județul Neamț a fost târnosit ieri de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul romanului și bacăului. De asemenea, ierarhul a binecuvântat noul așezământ al mănăstirii închinat sfântului ierarh Nicolae și a vorbit despre importanța zidirii de lăcașuri sfinte. Cu darul lui Dumnezeu am terminat slujba de târnosire a altarului care s-a așezat aici în biserica aceasta, care cu multă grijă și multă dăruire s-a amenajat S-a instalat și, iată, s-a înfrumusețat care până acum era doar o cămară a unei case sau era o oarecare clădire care nu avea un sens. Iată că trebuie să înțelegeți prin acest gest al nostru, prin această lucrare de sfințire a unei clădiri închinată lui Dumnezeu, deci ea nu mai este o clădire oarecare, ci este o parte a cerului unde te poți întâlni cu Dumnezeu urcând pe acea parte. Așadar, iubiți credincioși, în mod excepțional astăzi, până mâine când se va termina ultim om, cel care își va îndrepta pașii către această mănăstire, să-și îndrepte pașii și către locul acesta plin de sfințenie și de har, pentru faptul că în gesturile noastre care le-am făcut liturgice, trebuie văzute gesturile lui Dumnezeu care în chip nevăzut a făcut sfințirea acestui loc și acestui prea frumos paraclis. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Pentru faptul că ne-am vrednicit să fim din generația care construiesc biserici de zid, dar și biserica din care faceți parte. Adesea spun la astfel de ocazii ca fiecare credincios să înțeleagă că el este o cărămidă vie care se așează la edificiul sfânt al Bisericii lui Hristos. Așezământul Sfântul Nicolae cuprinde arhiva și biblioteca mănăstirii. Mulțumim în primul rând bunului Dumnezeu, cel atotputernic, pentru că din nou a revărsat binecuvântările sale asupra acestei sfinte mănăstiri, prin slujba de târnosire a mesei Sfântului Altar și sprințirea paraclisului închinat celor doi mari sfinți, a Sfântului Ierar Nicolae și a Sfântului apostolul pe care îl prăsnuim. Lucrările de construcție și înfrumusețare au fost realizate cu sprijinul credincioșilor și cu ajutorul Consiliului Județean în Neamț și al primăriei Comunei Valea Ursului.